Un tânăr de 18 ani, locuitor al Raionului Soruca, este cercetat penal după ce a răpit un Mercedes-Benz. Polițiștii din Soruca au fost alertați de un locuitor al satului Căinarei Vechi pe 3 august. Acesta a spus oamenilor legii că i-a fost răpit automobilul, parcat în ograda gospodăriei, cu cheia în mecanismul de pornire. În urma acțiunilor întreprinse de polițiști, automobilul a fost găsit pe o stradă din localitate, iar suspectul a fost dus la inspectorat pentru documentare. Acesta s-a a dovedit a fi un tânăr de 18 ani din aceeași localitate acum el este cercetat în libertate pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru răpirea mijlocului de transport conform legislației în vigoare tânărul riscă închisoare de la 3 la 5 ani Oamenii legii reamintesc șoferilor să fie precauți și să nu își lase cheile în mecanismul de pornire pentru a nu facilita intențiile rele ale infractorilor. Dacă totuși ați devenit victima unei asemenea infracțiuni, apelați imediat poliția la numărul unic de urgență 112.